Știm cu toții cât de greu este să găsești un loc liber într-o grădiniță și mai ales într-una care le oferă celor mici tot ce au nevoie pentru o dezvoltare bună. De azi, locuitorii din Corbeanca au scăpat de griji. A fost inaugurată o grădiniță socială, un centru de excelență, unde copiii au șansa să crească într-un mediu bun. Grădinița a fost fondată de familia Voiculescu și Fundația Mereu Aproape. Băi, băi, vechie, bă. Domnul Voiculescu, ceva extraordinar. Acest proiect este binevenit pentru comuna noastră și vă mulțumim mult, vă dăm multă, multă sănătate. Ultimele studii arată că, de fapt, în perioada 3-5 ani se dezvoltă 50% din capacitatea intelectuală a copilului. De aceea Fundația Familia Voiculescu a decis că e nevoie de acest demers. E nevoie să ducem toți copiii la școală, toți să aibă șanse egale. Grădinița din Corbeanca are program prelungit și va primi acum 15 copii. Ei vor avea și un psiholog care le va sta la dispoziție. De asemenea, grădinița are în program cursuri de limbi străine, muzică, pictură și arte marțiale. Cei mici trebuie să învețe să se apere dacă este nevoie, dar și să-și iubească aproapele. Să nu uitați un singur lucru. Cel mai important pe lumea asta e iubire. Iubire. Să vă iubiți între voi. Da? S-a văzut că ați fost cuminți, ați mâncat tot. Să vă iubiți între voi. Imediat după inaugurare a urmat petrecerea celor mici. Și nu doar cele mai bune voci au primit cadouri. Și tu, draga mea? Maria. Aha, Maria. Mi-a plăcut asta.